Bun găsit, dragilor! Sunt Aștar. Astăzi vin cu vești din ce în ce mai bune pentru voi. Flotele noastre se apropie de pământ din ce în ce mai mult și cu mai multă ușurință. Sunteți înconjurați de noi și am revenit astăzi pentru a vă ruga să aveți toată încrederea că noi suntem alături de voi, că vă susținem în tot ceea ce faceți și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Rezultatele acțiunilor voastre sunt extraordinare, iar noi aici celebrăm. Astăzi vom vorbi de o altă metodă de a ajuta pe mama Gaia și în primul rând pe voi de a vă ajuta să ascensionați și în același timp să o ajutați pe mama Pământ prin ascensiunea voastră. Vorbim astăzi despre puterea gândului. Vreau să vă spun că în afară de iertare, de lumină și de iubire, este foarte important să învățați să folosiți puterea gândului. Gândurile voastre trimise către univers sunt amprente care nu se mai șterg. De aceea ele trebuie să conțină bunătate, iubire, lumină. Pentru a trece într-o frecvență superioară, e nevoie să vă controlați gândurile. E nevoie să știți ce transmiteți în fiecare moment, cui transmiteți și de ce transmiteți. Numai așa veți putea fi creatorul propriilor voastre vieți. Nu veți putea intra în a cincea dimensiune și nu veți putea susține, nu veți putea sta în această dimensiune dacă voi nu vă controlați gândurile. Atâta vreme cât gândurile voastre sunt pline de lumină, de iubire, de recunoștință pentru toți cei din jurul vostru, pentru tot ceea ce faceți, în viața voastră de zi cu zi, atunci veți ști că gândurile voastre sunt trimise într-o nouă frecvență și veți putea accesa o nouă frecvență. Probabil că îmi veți spune că este foarte greu, iar eu vă spun că nu este deloc imposibil. Sunt mulți cei care deja o fac, își controlează gândurile, își controlează simțirea și emoțiile și le direcționează către lumină și iubire. Și sunt mulți care învață acum. Noi îi susținem pe toți deopotrivă, indiferent la ce nivel de evoluție se află fiecare. Dar trebuie să înțelegeți că pentru a putea avea o viață mai bună, pentru a putea fi fericiți, pentru a vă regăsi pe voi și abundența din viața voastră, controlul minții este fundamental.
Încercați să urmăriți ce simțiți, ce gândiți în fiecare moment, dacă ați transmis un gând bun sau nu. Nu este nimic dacă transmiteți ceva care nu este ok, care nu este plin de lumină și iubire la început. Prin puterea intenției puteți anula în momentul în care conștientizați că ați făcut ceva care este contrar legilor universului. Puteți anula în mod instant. Este suficientă voința și intenția voastră. Și pe măsură ce practicați, veți reuși. Ultima dată când ne-am întâlnit, am vorbit despre un mod de a ajuta pe Mama Pământ cu ajutorul elementalilor. E bine, dragilor, până să ajungem la elementali, până să ajungem să-i vedem, să-i simțim, să ne împrietenim cu ei, un alt mod de a lucra cu noi, de a ne activa, de a ne îmbunătăți viața, este acela de a ne controla gândurile. Cum o putem ajuta pe Mama Pământ? Îndreptând gânduri de iubire, de lumină, de recunoștință pentru tot ceea ce avem datorită ei. În felul acesta ne ridicăm în primul rând pe noi și apoi pe ceilalți din jurul nostru. După care o ajutăm și pe Mama Pământ. În acest moment, se întâmplă foarte multe lupte între forțele răului și forțele binelui. Voi, cei care simțiți și cei care puteți vedea, vă rugăm, încercați să vă ridicați vibrația și să stați în lumină. Lăsați totul în seama noastră. În momentul în care ați simțit ceva care nu este la locul lui, intrați în lumină și iubire și veți fi protejați de tot ceea ce este. Lăsați luptele și protecția pe seama noastră, voi aveți grijă la ceea ce emiteți. Vă las cu bine și sper să ne revedem curând.